Un bărbat de 50 de ani din județul Maramureș a fost salvat de salvamontiști după ce s-a rănit cu un topor. A fost o intervenție contra cronometru a salvatorilor montani. Un apel la 112 anunța că un bărbat care se afla într-o zonă izolată a suferit un accident în gospodăria sa. Salvamontiștii din Maramureș și un echipaj SMURD din Maramureș au avut o intervenție foarte dificilă după ce au trebuit să ajungă la un bărbat în vârstă de 50 de ani care și-a retezat un picior cu un topor. Pentru că acesta locuiește într-o zonă foarte greu accesibilă, la fața locului a intervenit o echipă de jandarmi. Din fericire, salvatorii montani au ajuns la timp la bărbatul rănit. Acesta a fost transportat cu o targă până la ambulanța SMURD și apoi mai departe a ajuns la spital, unde a fost stabilizat.